Așa cum am zis noi că mai este numită Republica Democrată Moldovenească, Basarabia. Poftim, trece Daniel și localizează Harta Basarabia. Cineva din copii chiar a zis că dumneavoastră, pe părinții mei, ați învățat altă istorie. Da, altă istorie, au fost alte timpuri. Și noi ne-am acomodat la tot ce e nou, la tot ce e științific. Valentina Musteață este profesoară în satul Săiți, raionul Căușeni, din anul 1984, pe când actuala Republica Moldova era parte a Uniunii Sovietice, iar la lecțiile de istorie nu se vorbea așa ca astăzi despre unirea Basarabiei cu România. Istoria universală era pusă la un loc de cinste, pe când istoria Moldovei, Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, era așa, nu știu, ca un spin. Elevii de atunci cunoșteau cine e primul secretar a Partidului Comunist din Uniunea Sovietică, din cine este președintele sau cine era conducătorul țării, cine era, dar nu știau pe atunci cine conduce raionul, cine conduce satul. Nu avea nicio importanță, nu avea nicio valoare, practic. Persoanele care nu erau legate de Partidul Comunist. Am avut un caz așa într-un an, când eu spuneam, iată așa a fost, dar iată așa e corect, și cineva din elevi mi-a reproșat că chiar nu o să mai învăț istoria asta, că este mincinoasă. Și atunci m-am dus acasă și ca pedagog și am plâns. Că trebuie să predau un obiect mincinos. Așa. Așa. Originar din același sat și fost elev al Valentinei Musteață, cunoscutul istoric Sergiu Musteață spune că programele școlare la această disciplină erau cele mai ideologizate în perioada sovietică. Tot ce ține de istorie, în general, manualele de istorie a Uniunii sau istorie universală, erau aprobate la Moscova și doar distribuite în republici și traduse. Traduse mot a mot, deci colectivul rămâne același, doar traduse în limbile naționale. Istoriile naționale erau scrise în republici, dar era un proces totalmente controlat de Comitetul Central al Partidului în fiecare republică. Deci deciziile de publicare a manualului, deci nu le luau la Ministerul Educației, ci la Comitetul Central. Majoritatea subiectelor erau abordate din perspectivă panslavistă, explică istoricul. Informația era denaturată, unele fapte erau omise, altele exagerate. De asemenea, au fost create mituri și stereotipuri, precum cel al ostașului rus eliberator și cel al ocupantului burghezo-moșeresc român. Uitați, trădarea săvârșită de sfatul țării și invazia trupilor străine în Basarabia au provocat un val de mânie și indignare din partea oamenilor muncii. Nu mai fost chiar așa. După anii 80 încoace, noi am început să conștientizăm ceea ce se întâmplă. Păi noi nu avem dreptul să gândim altfel. Nu era libertatea asta cum este acum. Să citești, să vezi, și existau foarte mulți de cei care se duceau și denunțau. Nu știu de unde s-o luau, eu nu știu cine erau, dar aveai impresia că îndată, dacă vorbeai ceva sau făceai ceva, îndată trebuia să știi la Comitetul Raional de Partid. Dar noi chiar credeam în ideologia aceea. Atâta cât ne-au bombat octombrie, pioneri, comsomoliști, noi chiar credeam că este adevăr. Și modul de predare a istoriei, deci în perioada sovietică, nu admitea niciun fel de gândire critică, doar un discurs public, oficial, din partea statului, din partea Comitetului Central sau din partea partidului, controlat. Deci mai mult, cetățeanul nu avea dreptul să știe și nu avea dreptul să gândească critic. Și asta e cea mai mare, deci, eroare a timpului, și aceasta era probabil și formarea cetățeanului homo sovieticus, doar dintr-o perspectivă îngustă. Tot ce e aici e bine, așa cum spunem noi, tot ce e în afară e rău, doar poate în relațiile cu unele state socialiste era ok. Dar relații cu România oricum era tot timpul o rigiditate, în primul rând, și în al doilea rând, deci România e altceva și discursul dușmănos îl avem nu numai aici, dacă ne uităm și în manualele astăzi care sunt în zona separatistă, dincolo de Nistru, în partea stângă a Nistrului, e același discurs. Exact, pe alocuri am impresia că au copiat, au făcut copy-paste. Aceeași ură față de România, aceeași ură față de ceea ce este în Occident, de parcă e altă planetă sau de parcă acolo ar fi altă specie umană. În clasele a 9-a și a 10-a, elevii studiau științele sociale și bazele statului și dreptului sovietic, discipline care aveau drept scop educarea tinerei generații în spiritul ideologiei sovietice. Rafturile bibliotecilor erau doldora de literatură politică. Era o enciclopedie, era istorie, era istoria Partidului Comunist, era tomul lui Lenin, al lui Marx, al lui Engels, erau tomurile aici care pe perioada și pe vremea și erau atunci. Și veneau elevi? Da, veneau elevi, mai ales clasele 10, veneau că ei studiau la istorie și veneau și cereau. Chiar studenți care învățau, veneau și într-adevăr luau. Le-am dat la maculatură, le-am dat. Uh-huh. Dar le-au luat, le-au strâns ei la căușei, le-au luat și le-au dus.
Știa că s-a făcut literatura și veche. Dar nu se mai cere, nu mai vine nimeni să vă întreabă. Nu, nu mă întreabă nimeni, nu. Propaganda comunistă începea încă din abecedar și era prezentă de fapt în toate manualele școlare, de la geografie până la muzică. Hotărârile Comitetului Central al Partidului Comunist al URSS erau studiate chiar și la obiecte precum matematica sau fizica. Era așa moda atunci de a lega politica cu predarea, de găsit anume o cheiță, o legătură, zicem, când era vorba despre chimizare, mecanizare. Apoi, sigur că acolo era câmpul de a promova politica, ideologia socialistă, sovietică și... Viața noastră, sigur că a fost dirijată, ghidată de ideile acestea. Dacă erau niște familii sănătoase cu cunoștințele păstrate din alte vremuri, tânărul avea alte viziuni. Deși nu putea să le spună, dacă cineva încerca să devieze de la linia partidului, nu mai rămânea în instituția de învățământ. Învățelnic pe of și știință. Ei, asta e vorbirea din Transnistria. Asta e editată în 1931. Primele manuale în așa numita limbă moldovenească erau din Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească. Tot din Transnistria au fost aduse în anii 40-50 și cadre, inclusiv primii miniștri ai învățământului erau originari de acolo. Exista chiar și o vorbă: dacă vrei să fii ministru, trebuie să fii de peste Nistru. Mulți dintre specialiștii cu școală românească fugiseră peste Prut în timpul războiului sau au fost deportați de autoritățile sovietice. Puținii rămași erau marginalizați sau înlocuiți cu profesori veniți din alte republici. Au fost abecedare, dar cea mai mare susținere a ideii acestei sovietice a fost anume manualele pentru școală. Iată, manualele acestea aveau un conținut pur stalinist, se promova pe paginile manualelor scriitorii ruși, cei autohtonici, vorbă nu era. S-a adus manuale din Republica Autonomă Moldovenească. E extraordinar, cu o limbă, nici nu pot să spui că este limba, nici moldovenească, cum au botezat-o ei. Era o limbă împresurată cu rusisme, cu moldovenisme și sfârșit rusesc sau invers. Era ceva groaznic. În cadrul unei campanii de lichidare a analfabetismului, nu doar copiii, dar și adulții învățau să citească și să scrie în grafie chirilică. Așa începuse, de fapt, ceea ce astăzi istoricii numesc procesul de rusificare a populației locale. Rusa se învăța în toate școlile generale. În rusă erau predate toate disciplinele de specialitate din școlile profesionale, colegii, tehnicumurile de atunci și universități. Toate documentele oficiale erau în rusă, chiar și adunările colectivilor pedagogice se țineau de regulă în rusă. În fiecare luni era informații politice. Venea reprezentant de la Comitetul Raional de Partid, iată aici cu profesori, și cei mai dureros, că eram obligați să facem informațiile astea politice în limba rusă. Să studiem operile lui Lenin, al lui Marx, al lui Engels, de atât toți profesorii țin minte lucrurile astea. Eram impuși toată politica, deci cel care nu putea comunica în limba rusă era într-un fel rușinos. Trebuia să vorbești doar în limba rusă. Iată, ăștia sunt monumentul eroilor din sală, adică cum eroi, săițenilor căzuți în timpul războiului, da. În toate instituțiile de învățământ existau organizații comuniste de copii și de tineret, de octombrei, pionieri și comsomoliști. În fiecare localitate se înălța monumentul liderului bolșevic, Vladimir Lenin. De sărbătorile comuniste, elevii făceau garda de onoare stând nemișcați cu mâna ridicată la bonetă. Se făceau adunările în colhoz, era colhozul, se făceau adunările astea mari, știți, se făceau totaluri și era obligatoriu grupa de elevi să vină pregătiți de instructoarea de pionieri cu un salut, care, bineînțeles, se făcea totul în limba rusă, se ridica secretarul de partid și tot în limba rusă spunea: «Юный Ленин, борьбеза de la comunistической партии, будьте готовы!» Și ăștia toți cu mâna, всегда готовы.
În zilele noastre, uniformele școlare de altădată, steluța de octombrel, cravata de pionier și insigna de comsomolist au devenit exponate. Colecționarul Iona Domniței din satul Cucuruzeni, raionul Orhei, a adunat în muzeul său privat peste 10.000 de obiecte din diverse perioade, o secțiune aparte fiind dedicată Partidului Comunist. Vreau să vă arăt un ghiraș școlar. Aici, pe vremea Unii Sovietice, prin anii 60-70, erau așa fel de bănci, erau călimări cu cerneală, abecedare erau sovietice, care pe prima pagină abecedarului, clar că erau în litere chirilice, era chipul lui Vladimir Ilici Ulianov, or Lenin, cum s-ar spune, care el tot a purtat abecedar și a fost și el școlar. El era în locul lui Dumnezeu pe atunci. N-au pomenit pe Dumnezeu cât pe Lenin. Lenin era tatăl nostru, Lenin a străiască toată viața, Lenin a fi între noi cât o fi și o trăi. Școala sovietică și-a propus să formeze un om nou, cetățean al societății socialiste, devotat patriei sovietice și cauzei Partidului Comunist, implicat în lupta de clasă, supus guvernării, muncitor și ateu. În ce măsură i-a reușit acest lucru, putem vedea, probabil, și astăzi. Sigur că, parțial, a și reușit. Dacă noi până astăzi suntem nostalgici pentru limba rusă, pentru Uniunea Asiatică și așa mai departe, asta vorbește despre faptul că oamenii încă mai trăiesc cu ideologia aceea. Și dacă vă uitați, sigur că masa de oameni acei în vârstă, deci în vârsta aceasta a mea de 70-80 de ani, de 60 de ani încă, și chiar tinerii care au trăit sau trăiesc în mediul nemijlocit a unei familii care preferă această societate. Sunt unii copii care vorbesc prin prisma cuvintelor părinților, care spun că nu a fost rău în Rusia, că a fost bine, că toți au trăit bine. Ce înțeleg ei prin a trăi bine? Azi care merg peste hotare și văd cum trăiește lumea acolo, nu doresc să întoarcă înapoi. Dar cei care n-au fost nicăieri, ei țin de trecut. Regret că m-am născut în acea perioadă, dar totodată am o speranță că nepoții mei nu vor ajunge să trăiască ceea ce am trăit noi. Deci tot sperăm să trăim într-un stat al adevărului, nu al minciunii. Dar cuiva erau convenabile aceste minciuni, altfel nu puteau să ne țină în frâu.